este duminică și pe Ion îl așteaptă o nouă surpriză. De data aceasta i-am pregătit un set din puzzle-uri metalice. Să vedem cât de bine se va descurca. Salut și bine ai venit pe canalul meu despre puzzle-uri și diferite chestii care spun mintea în mișcare. Azi avem un puzzle metalic, adică un set din puzzle-uri metalice, 18 bucăți. Hai să vedem ce-i nou. Nu să-l întoarcem așa, ca să vadă mai bine scrisul și tot așa. Așa. Așa, sunt 17 piese mici, așa, cum se vede, din toate câte două. Cred că scopul e ca să le dezenești. Nu cred că chiar așa și este. Așa, și unul mai. Unul ăsta cred că e terminatul. Asta e ultimul nivel. Cred că da. Uite, puzzle-ul acesta cel mai mare pare super complicat. Hai să-l lăsăm pentru data viitoare, ca să nu lungim tare video-ul de astăzi. Da, ăsta pare un pic complicat. Eu cred că scopul e scos tăitinile, nu? Deci era... Deci este o instrucțiune. Deci în cutii vine instrucțiunea. Cu toate piesele astea metitele. Și aici este asta mare. Cum se dezmontează, cum se montează. Instrucțiunea o lăsăm într-o parte. Și cred că da. Cred că asta să-l lăsăm pentru alt video. Pentru că e complicat. Trebuie să scos toate inelele. Nu știu de ce trebuie, am așa de așa, că am întraire așa. Cât ar trebui să fie tăti pusă și apărată. Ok, îl punem și pistă într-o parte. Și zici că azi rezolv toate piesele astea, da? Adică să le dezmontez. Și să le montez sau numai să le dezmontez. Hai să vedem în cât timp le dezmembrez. Bun, chiar interesant în cât timp eu dezmontez toate 17 puzzle-uri. Și o să încep de la primul. O să-l dezmontez și o să-l pun într-o parte, da? Bine. O să punem secundele și o să vedem în cam cât timp dezmontez fiecare și pe urmă în cât timp le-am dezmontat pe toate. Ok? Încep cu ăsta, merg așa, le dezmontez și le pun câte unul pe masă. În timpul ăsta tu mă ajut să pornesc timpul și să-l oprești, da? Când vezi că puzzle-ul e dezmontat și-l pun aici, tu oprești timpul. Ok? Ne-am înțeles. Hai. Pornește. Așa. Deci nu iese de ce și cresc. Ok, ideea la puzzle-urile astea că să ajungi și să-l dezmontezi, adică cu crăpătura la crăpătura. Că el așa niciodată n-o să iasă. Nici așa n-o să iasă, nici așa. Pe cât știu eu din experiența de la puzzle-urile astea. Așa cum se vede, niciodată nu intră metalul în crăpătura asta. Dar dacă găsim soluția, că așa. Crăpătura la crăpătură, el trebuie să iasă. Bun, haide să văd. Da, timpul merge, deja aproape o minută. Da, nu e așa de simplu și crezi că... L-ai rezolvat. Ai avut nevoie de 1 minută și 42 de secunde. Primul nu prădăjduie. Bun. Hai să vedem a doilea. Este parcă e... Bun, nu e așa de complicat. Aceste puzzle-uri au diferite nivele de dificultate. Sunt mai ușoare, sunt mai complicate. Pentru începători, pentru avansați. Nimeni nu se plictisește. N-ai voie să-l forțezi. Nu-l forțezi, eu merg după fiecare așa. Bine, piesele trebuie să iasă ușor una din alta. Ideea e parcă să vie aici, da? Nu știu de ce. Nu pot să-l trec în partea asta. Mă duc de aici aici, mai departe îmi trece. Cât mai repede mă grăbesc să-l strâng, cu atât mai tare mă călcesc. Trebuie să mă calmez așa.
Este. Deci, s-a luat mai mult timp. Da, 2 minute 52 de secunde. Este a fost unul mai complicat. Poate el nu sunt așa de complicate, dar îți pare și te încurc. Bun, începem cu numărul 3. Hai, pornește timpul. Ok, astea sunt la două piese identice, numai cu una mai mare și una mai mică. În figura la fel. Cam așa arată asta. Este. Wow! Până și acesta este recordul. 1 minută și 2 secunde. Super. Nu a fost așa de greu. Următorul. Pornește. Dacă următorul seamnă la primul, seamnă că iar ai să-mi dau tot unul. Cred că așa. Este. Wow. 2 minute jumătate. 2 minute. Timpul pornit. Așa. Asta iarăși două identici. Este. Wow! Super, era și 40, era și 41. Tu când ai dezmembrat, era și 41. Wow! E bună. 41. Super! Ok, următoare. Așa, aici avem o piesă mare și una mitică. Deci, vedem. Ideea e că am călășel la antie, da? Și nu știe. Așa. Asta e pentru relaxare, nu pentru enervare. Este. Wow! Super! 3 minute, bun. Cam mult ai spus. Da. Dar bătăi de cap. Bun. Hai, următorul, nu pierdem timpul. Asta. Este tot, îți dau tot una. Înseamnă la tete și ești idei, dar oricum... Când vrei să rezolvi cu ceva. Este. Asta wow. Și mare de 14. 14 secunde. Wow! Nici n-am fost pregătită să opresc ceasul. 14 secunde, următor. Hai, următor. Asta, opa. Asta iarăși două tot una. Care trebuie să iasă pe aici. Opa, este. Minut și 13. Bun, nu e chiar așa de rapid. Următorul. Asta-s două inimi. Este. Prea rapid. Următorul este, da? Dacă este tot, îți dau tot unul. Trebuie să iasă așa. Întotdeauna trebuie adusă ca să intre asta crăpătorul ăsta în aslanta. Știți când încurc ceva. Așa, așa. Și trebuie la pistol, da. Păc. Este. Prește. 1.20. Bun. Nu așa de rău. Dar nu și eu mai bine. Bun. Una foarte simplă. Pornit timpul. Este. Wow! Da, asta era simplu. Asta se vede că nu mai trebuie să trece așa. Hop. Nu că tare și inima asta tot e simplă. E pur și simplu așa. Și gata.
Vrei să dai înapoi tot așa, ca o screpătură. Așa. Adică aceste două puzzle-uri sunt nivel începător pentru începători. Cred că da. Următorul. Asta. Da, pe ce e mai complicat? Piesele diferite și îți pare că deja e mai complicat. Hai, hai să vedem. Este. Foarte bine. Te descurci foarte bine. 31 de secunde. Asta pur și simplu era ideea, că vezi că așa de așa, trebuie să găsești crăpătură și să o îngrătești. Da. Următorul. Pornește. Așa. Da, tot parcă e simplu, da, și nu știe. Mă vedem. Acă. Îl găsești momentul ăsta când el intră, da, să lăsă. Scot așa. Hop. Bun, 20 de secunde. Bun. Așa. Hai, stai, următorul, hai. Așa, păc, păc, păc. Opa, ești. Rășina cu asta. Părni timpul. Așa, asta eu știu cum se rezolvă. Asta nu o să o cutim. E trășat. Dacă știu din start rezolvarea. Nu, asta că tare e, da, e renumită. Este așa, este așa puzzle. Se vinde aparte. Cu piesele este mai mare. Ideea e că tăți cred că trebuie să o aduci în capătul ăsta sau în capătul ăsta în el. Să mărtești până ajungești. Dar pe aici nu... Pe aici nu poți să-l scoți pentru că e strâns. Cum poți dacă forțezi, dar nu trebuie să forțezi. Și el pe aici nu iese. În cazul ăsta, pur și simplu, e pus în el ăsta și faci așa. Mai invers. Așa. O pui pe mijloc și el ies în sus sau în jos. Super. Mi-a rămas încă două. Hai. Începem cu astea. Două cărlege trebuie. Două cărlege. Care le pui la ușă. Este. La cărlege este, da? Și ultimul puzzle. Ultimul puzzle. Începem. Tac. Așa, ultimul. Cel mai simplu. Oh! Oh! 5 secunde. Oh! Nu trebuie să-l dezmembrez așa rapid, că eu nu reușesc să opresc timpul. Și acum, impresiile? Impresiile normale. Îmi place că așa te-a văzut de puzzle. Într-un moment când îi desfășeam, am observat pe șers mai ales. Dar eu cred că asta din cauza timpului. Când tu strângi puzzle-urile astea, adică le montezi, le dezmontezi așa ca să te relaxezi, e una, dacă nu poți spune timpul, în cap și te gândești cel mai repede, Și în loc să vezi un pas evident ca s-au scos mai repede, te complici mai tare. Mulțumesc ție pentru provocarea de azi. Dar tu dacă vrei să-ți pui mintea în mișcare, leacă într-o duminică când stai acasă și nu te duci la muncă, îți cumperi așa un set de puzzle și începi să le montezi, să le dezmontezi. Foarte interesant. Pe curând!